Bun găsit, prieteni! Astăzi vă propun să vorbim despre televiziune și despre inima ei din spatele televiziunii, în spatele programelor de televiziune pe care le vedeți, sunt oameni foarte valoroși pe care nu îi cunoașteți și eu vă propun astăzi să vorbim cu Augusta Lazarov Petrescu, producător TV, care este producătorul emisiunii Te cunosc de undeva de pe Antena 1. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc că m-ai chemat. Și aș vrea să pornim de la ideea că, cel puțin în România, conceptul ăsta de femeie de carieră și în același timp familistă și un om foarte serios care să ajungă la un astfel de nivel în carieră este foarte greu de atins. Tu ai pornit ai parcurs aproape toate etapele în televiziune. Este important să știi să faci aproape orice în televiziune ca să ajungi la nivelul ăsta? Orice nu... Sau mă rog, mine, aproape. Da. Ca în viața oricui, e un complex de împrejurări care te duce pe un drum ce cred eu că e deja prestabilit undeva acolo sus, da? Cândva. Da. Crezi în soartă? Cred foarte tare în destin și de asemenea și în puterea noastră de a-l influența, numai că trebuie să înțelegem, cred, anumite etape prin care trecem și să extragem niște învățăminte, știi? Să ne învățăm lecțiile, cum se spune, și să nu uităm ce am învățat la un moment dat. Asta se poate întâmpla oricui. Să mai și uite, să facă din nou aceleași greșeli, dar până la urmă, cum ai spus și tu, e vorba de o evoluție. O evoluție care constă atât în dezvoltarea ta ca persoană, dar și în dezvoltarea relațiilor cu oamenii din jurul tău. Pentru că un drum parcurs așa frumos cum l-ai înfățișat mai devreme, nu e doar meritul protagonistului, da? Nu e doar meritul meu în povestea asta, ci și meritul tuturor celorlalte persoane care m-au ajutat de-a lungul timpului să trec și peste momentele mai puțin bune și să mă bucur mai din plin de momentele frumoase. Și aici vorbesc în primul rând de familie. Și luând-o cronologic, familia apropiată, părinții, fratele și ulterior familiile pe care ni le creăm. Ca femeie e adevărat, e diferit de evoluția masculină. E foarte greu ca femeie în televiziune să depășești niște etape. Și eu lucrez în televiziune, acum sunt într-o scurtă pauză de vreo 2 ani, dar este foarte greu dar ca femeie. Dar te simți bine. Da. Nu, mă simt bine și partea asta cu online nu mă ține cumva la cald. Dar este foarte greu să evoluezi ca femeie în televiziune, chiar dacă îți dai toată silința, uneori îți iese și de foarte multe ori nu. Este și nu greu. De multe ori am simțit mai degrabă impedimentul vârstei, nu atât al faptului că sunt femeie. Da. Da. În fața bărbaților. Pentru că vârsta și faptul că poate genetic asta da, e, da, da, arăți da, da. Mai arăți tânăr bine decât și ești tânără, vârsta pe care o ai în buletin, oamenii te percep ca pe un copil încă. Și asta e un dezavantaj. Țin minte când la TVR începusem să prezint jurnalul la TVR 2. În 2000, 1 martie, primul jurnal pe TVR2 și atunci era director al postului doamna Sanda Vișan, pe care o admir foarte mult și pe care de fiecare dată când o întâlnesc, întâmplător sau nu, o privesc cu admirație și cu foarte mare respect. Este un profesionist cum puțin s-au mai păstrat. Și atunci s-a întâmplat ca dânsa să hotărască, trebuie să porți ochelari. În momentul în care s-a hotărât să prezint după diverse probe cu colegii din grupul din care făceam parte la momentul respectiv,
am apărut fără ochelari. Dânsa a zis, nu, e ceva ce nu-mi place. E prea copil. Are o față care nu inspiră credibilitatea omului prezentator de știri. Era și o altă concepție, cred că era atunci. Era și o altă concepție, e adevărat, însă așa a fost hotărârea, așa s-a și întâmplat, am purtat ochelari la fiecare jurnal pe care l-am prezentat și asta a durat 2 ani și jumătate, până prin 2002, în august. Spune-mi, Te cunosc de undeva este o emisiune longevivă. În România. E deja un mod de viață al echipei. Serios, da? Care o produce, care este, poate fi o chestie șocantă, cred că cea mai mică echipă de televiziune din cât există în toată lumea. Suntem, hai să zic, extinzând vreo 4 oameni. Patru oameni? Da. Da, e surprinzător pentru că eu știu pentru... 4 oameni de bază care fac acel melanj de la care se pornește întreaga încrengătură cu toată echipa tehnică, bineînțeles. Sigur, cu și cu tot ce înseamnă croitorie, tot ce înseamnă make-up, tot ce înseamnă partea de perucherie, pentru că e un program complex. Un redactor, un editor, un producător, cineva... Este producătorul general. Eu. Exact. Este un head of content, care e și scenaristul emisiunii, este un regizor artistic și este un producător de segment. E adevărat și producătorul executiv care pune la cale tot ceea ce noi ne imaginăm acolo din punct de vedere artistic, el preia și pune în practică de la recuzită, de la invitarea diverșilor artiști care vin extra participanții de bază ai concursului și de acolo se dezvoltă întreaga rețea de producție. Cum a început? Cum ai știut că ăsta va fi un format de succes? N-ai știut sau cum te-ai gândit? Ba da, am știut. Uneori simți lucrurile. Pur și simplu ai convingerea că un program le va plăcea oamenilor. Pentru că... Tu simți asta. Eu și alți oameni care decid dacă se va face sau nu programul respectiv. Și e adevărat că de fiecare dată și ca și în cazul lui Te cunosc de undeva, au fost dispute pro și contra. Există categorii de vârstă mult mai apropiate programului și categorii de vârstă care nu... coincid cu stilul emisiunii. Dar avem public de la 4 plus până la 60-80. Da, este surprinzătoare transformarea personajelor, e ceva. Este, da. Pentru noi, de la un sezon la altul, oricum, pretențiile erau din ce în ce mai mari. Pentru că trecuserăm prin transformări ale diverșilor artiști de la noi în originalul, același original. Că da, da, exact, da, da, da. Noi spunem, am făcut Michael Jackson de nu știu câte nu știu câte ori, că putem face un album întreg cu toate transformările de-a lungul timpului făcute. Sunt 8 ani de când producem acest show. La început au fost câte 2 sezoane pe an, adică stăteam pe post 32 de săptămâni din cele 52-53 ale anului, adică mai mult de jumătate din an. Noi eram sâmbătă de sâmbătă casele românilor de la 8 seara și în ultimii 3 ani s-a hotărât să intre un sezon pe an, ceea ce e sănătos pentru un format longeviv, pentru că altfel se stinge mult mai repede. Și artiștii, de asemenea, au nevoie și ei de un respiro. Noi am repetat, e adevărat, de-a lungul timpului diversi artiști, în mare parte cei care au empatizat foarte tare cu structura formatului și care sunt niște embleme pentru noi și spunem, el e tipul
de artist care se pliază perfect acestui program. Ce mă surprinde pe mine la tine este că, lucrând și eu în televiziune, îmi dau seama că oamenii, adevărat că pe știri sunt ceva mai activi, un pic mai fermi, au o altă atitudine, dar și pe divertisment, având un ritm de muncă destul de alert, tu nu ai această... nu simt în discuțiile cu tine și în atitudinea ta, ci pur și simplu ai un calm liniștit, așezat, stabil, o siguranță care stă foarte bine unei femei. Mulțumesc. Cum reușești? Da, nu știu, cum dar reușești? Dar cred că și tu ești în aceea zonă. Da, numai că eu sunt un prezentator agitată. De meteo și îmi permit lucrul ăsta. Și, mă rog, se potrivește, adică la meteo nu te alergă nimeni cu... Da. Repede, trebuie terminat, n-am un deadline. Există și momente... în fine, când prezentam știri, era totul contra cronometru, trebuia intrat la oră fixă, trebuia să menții ritmul, dacă se întâmpla ceva cu prompterul, trebuia automat să... Și sunt convinsă că se întâmplau folosești. Multe pe vremea aceea. Se întâmplau și nu prea, pentru că era o echipă extraordinară, iar regizorul de emisie... e un profesionist ireproșabil și mi-amintesc de un episod fantastic despre care vorbeam cu Andreas, cu soțul meu, zilele trecute. Într-un context oarecare îi povesteam. Zic că la un moment dat era o probă înainte de a se hotărâ cine prezintă jurnalul de pe 2 și făceam probe în fiecare zi acele probe la perete, cum se numeau și cum se numesc. Și citind știrile respective, cu mâneca sacoului am atins tot vraful de foi pe care l-aveam pe pupitru. S-a dus, s-a împrăștiat în tot platoul. Moment în care am avut o pauză, privind direct spre cameră, și am auzit în cască vocea regizorului: e foarte bine, mergem mai departe, cu acest ritm. Mergem mai departe, urmează știrea cu inundațiile sau cadourile de Crăciun. Da. E perfect. Prompterul e în funcțiune, continuăm. Și în momentul în care... În momentul acela am simțit că e totul perfect. Agitația pe care o simți e adrenalina aceea care te încălzește în tot corpul, instantaneu. Și simți că vei exploda în clipa aia și că fața ta e roșie ca focul. Da. S-a stins instantaneu, exact cum s-a și aprins, și am continuat, am dus până la sfârșit... prezentarea și asta a fost tot. De asta spun că nu depinde, ok, interacțiunea cu oamenii e indusă și de felul tău de a fi, asta e clar. Da. Pentru că primești de multe ori reacția la ceea ce tu oferi. Aș vrea să te întreb care au fost, revenind la Te Cunosc de Undeva, care au fost momentele amuzante în care pur și simplu am râs în hohote. S-a întâmplat într-un sezon recent, de fapt în sezonul acesta, când l-am văzut pe Liviu și pe Andrei, am văzut îmbrăcați în femei. Era ceva super amuzant și se întâmplă foarte des. Asta stârnește din start și pentru că vorbeai de formatul din America, acolo cred că nu alegeau deja oameni cunoscuți aici. Da. Așa e formatul. El a pornit... în fine, este în catalogul Endemol de foarte mulți ani și la bază avea participanții oameni obișnuiți care în fiecare etapă se schimbau, adică în fiecare ediție. Pornea ediția 1 cu 8 concurenți. Se hotăra în urma prestațiilor artistice cine câștigă gala respectivă, era declarat câștigătorul. Săptămâna viitoare aveam o altă ediție cu alți 8 participanți. În cazul ăsta s-a mers pe un fel de spin-off, cum îl numim, cu artiști cunoscuți, cu vedete, care să rămână pe parcursul întregului sezon. Acei 8 sau 9 sau 10 concurenți care intră de la ediția 1 sunt aceiași până la sfârșitul sezonului, fără să existe eliminări pe parcurs. Și în America s-a făcut la fel.
Numai că, ți-am spus, ei au mers pe un alt filon, nu știu ce au vrut să exploateze. Da, noi am fost mai tari ca români, însă, au fost mai tari ca americani. Da, noi foarte acum 2 ani, 2 sau 3 ani, am primit din partea Endemol și o placă frumoasă, argintie așa, prin care ei ne felicitau că suntem singura țară din lume care am ajuns la al 10-lea sezon cu Brio. Wow. Mm-hmm. Și iată-ne deja la al 14-lea. Și cu Brio, cu audiență mare, asta da. E. Asta hotărăște dacă programul continuă sau nu și telespectatorilor trebuie să le mulțumim pentru asta, pentru că dacă ei nu sunt acolo în fața televizorului, noi putem să facem lucruri extraordinare. Important e ca ei să vadă și să le placă. Da, și le place. Sunt ediții în care la sfârșitul zilei de filmare noi poate suntem dezamăgiți de calitatea programului, prestațiilor sau simțim într-un fel pentru că suntem extrem de tare implicați în ce se întâmplă acolo. Ulterior, detașându-ne, mai trecând zile, apoi montajul, tot editul care durează până la difuzare, îți dai seama că un program de televiziune e ca un organism viu. El se transformă de la o zi la alta. Sunt lucruri care poate pe moment ți se par grave. Da, și ulterior. Și ulterior îți dai seama că acea eroare poate deveni foarte comică. Știu că următoarea întrebare poate să fie abruptă, dar sunt convinsă că pentru mine, cel puțin, ăsta este motivul pentru care am ales să facem acest interviu. Ce le recomanzi tinerilor care vor să ajungă la nivelul ăsta, femeilor și bărbați, mă rog, asta e altă, dar femeilor, fetelor, tinerelor care vor să ajungă să facă, să fie producători de divertisment sau producători în televiziune? Ce e cel mai important? Ce le spui? E important să iubească meseria asta, în primul rând, să nu își dorească să o facă gândindu-se doar că e o emisiune bănoasă. Pentru că de multe ori nu câștigi atât cât și imaginează poate. Nu se câștigă atât de mult pe cât se crede. Nu, da. Nu. E o satisfacție mai mult personală și faptul că în a doua zi dimineața când vezi audiențele, vezi niște cifre bune acolo, asta te bucură foarte tare. E adevărat că fiecare trebuie să-și plătească niște facturi, să aibă grijă și de cheltuielile familiale și de tot ce înseamnă să te duci într-o vacanță, să ai grijă și ca școală copilului să fie una bună și să-i oferi tot ce îți dorești tu, pentru că, bine știm, copiii până la o anumită vârstă nici măcar nu își manifestă o dorință oarecare. Dacă îi ții în brațe, îi strângi bine, le dai un pupic și au lăpticul de dimineață. Da, și Luca, băiețelul tău e extraordinar, este foarte afectuos și foarte bine educat și dulce. Este. Cum anul trecut de Crăciun, când l-am întrebat ce ți-ai dori, ca să ne dea măcar o idee de ce am putea să îi spune moșului să-i pună acolo sub răduț, a zis: nimic, mami, am de toate. Nu pot să cred. Am de toate, sunt o mulțime de jucării, verișorii lui care sunt mai mari, de asemenea, îi tot oferă din jucările pe care le-au avut și pe care le-au păstrat foarte bine și el se bucură foarte tare că știe că este jucăria Teodorei sau că e jucăria lui Adrian, pe care până pe la 3 ani îi tot prezenta ca frații lui. Da. Acum știe diferența și știe că sunt verișori. Dar cum reușești? Ce, revenind la întrebare, ce le recomand? Asta se simte. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, adevărul e că nu poți să devii producător pur și simplu. Direct. Astăzi mă gândesc ce aș vrea eu să fac de mâine, să fiu producător de televiziune. E
foarte greu, e aproape imposibil, pentru că oricum există o structură în care trebuie să fii integrat și respectul sau colaborarea aia frumoasă într-o echipă de televiziune, pentru că asta e televiziunea, nu este un sport individual, ci un sport de echipă, se construiește în timp. Se construiește în timp și are nevoie de o constanță. Pentru că dacă tu azi ești respectuos cu toată lumea, iar de mâine începi să te detașezi de tot și să spui că toate ideile echipei sunt ale tale sau că toate lucrurile extraordinare care s-au întâmplat de-a lungul timpului în programele în care ai fost implicat pe o anumită poziție sau ți s-au datorat, că dacă tu nu erai acolo, lucrul ăla bun nu se întâmpla, nu e ok. Pentru că atunci, automat, oamenii de lângă tine nu mai sunt lângă tine. Sunt doar fizic. Pentru poate, că ei nu se mai simt apreciați. Exact. Și eu pun foarte mare bază pe echipă și pe calitatea fiecărui om în acea echipă. Cum reușești să împaci? E o întrebare standard. Se pune la foarte multe dintre femeile de carieră. Cum reușești să împaci viața de familie cu partea asta de carieră? Că tu reușești să o împaci, adică voi aveți o familie care își petrece timpul destul de mult timp liber. Cel puțin asta mi se pare mie, contrazice-mă dacă... Nu, cuvântul de aur în tot ce ai spus acum este voi. Da. Da, pentru că dacă soțul meu n-ar fi așa cum este, soțul eu n-aș tău fi este așa. Andreas Petrescu. Cum sunt, da. Da, deci oamenii îl știu, actor și scenarist. Și scenarist. Și am făcut interviu cu el, îl puteți căuta pe YouTube, există. Este și dramaturg, a scris și piese de teatru în care și joacă sau piese de teatru în care nu tocmai joacă, scrie scenarii de televiziune, tocmai a scris de-asta scenariul unui film de lungmetraj care cu toții în echipa aceea așteaptă să-l lanseze anul viitor. Este un om extraordinar care m-a susținut în fiecare moment dificil. Pentru că poate părea din afară așa ca un fairy tale, dar nu e doar o poveste cu zâmbete și cântece. Da. Există și momente triste, există și momente de cumpănă, momente în care nu te regăsești. Și atunci dacă omul de lângă tine nu-ți redă echilibrul de care ai nevoie, te poți pierde sau poți avea senzația că totul în clipa aceea s-a terminat și nu mai există nicio cale de ieșire. Dar eu cu Andreas am descoperit minunea de a fi părinți. Da. Luca este un copil minunat. Are acum câți ani? Săptămâna viitoare împlinește 5 ani. Aha, mulțumesc. Da. Timpul trece extrem de repede. Ne uităm împreună cu el la filmulețe de când era bebeluș. Și el e foarte drăguț pentru că acum vreun an, deci când era mai mititel, spunea că acolo nu e el, e un bebe. Că el e așa. Corect. Și i-am explicat că și noi am fost ca el așa. Nu. Păi n-ai cum. Dacă tu ești mare, cum să fii mic? Am fost mici de mult. Și vom fi mari ca tataie într-o zi? Da, vom fi mari ca tataie într-o zi. Deci cum reușești? Pui limite, spui am petrecut prea mult timp la serviciu și m-am ocupat de proiectul ăsta și după aia vin acasă sau cum? Nu prea reușeam. Pentru că au fost perioade în care eu veneam și la 9 seara. Plecam dimineața, îl duceam pe el la grădiniță, la 8:30 începe grădinița și eu mă întorceam la 3, îl lua Andreea sau îl luau părinții mei și la 9,
de multe ori ajungeam acasă, ceea ce era trist în primul rând pentru mine, dar nu voiam să arăt lucrul ăsta nici către Luca, nici către restul familiei, dar se simțea din partea tuturor. Ei nu mi-au reproșat niciodată, deși știu că ar fi vrut să o facă, însă din dorința de a mă proteja, nu-mi spuneau, dar simțeam eu și era de ajuns. Sunt etape, de asta spun de destin, eu cred că lucrurile în viața mea s-au întâmplat exact așa cum trebuiau să se întâmple. Pentru că în primăvara acestui an, deci prin martie, am devenit producător independent, adică nu integrat în sistemul de bază al antenei, ceea ce mi-a oferit mult mai mult timp de petrecut cu Luca, într-un moment în care știu sigur că el avea nevoie de prezența mea mult mai activă în viața lui. Și se simte o dezvoltare extraordinară. Din martie până acum, noi vedem un alt Luca. Și eu și Andreas îl percepem altfel, s-a maturizat, e mult mai comunicativ, este și la școală, cum spune el, deși e în grupa mare, el de când a mers la grădiniță spune că merge la școală, pentru că este o instituție de învățământ cu clase de la grupa mică până la clasa 12-a. Și atunci, văzând o mulțime de copii prin curtea școlii cu ghiozdane în spate sau în mână, spunea că merge la școală. Și la școală s-a dezvoltat de asemenea pe parcursul acestui an foarte, foarte bine. Și asta mă bucură. Adică orice dezavantaj văzut din punct de vedere personal, profesional, cum că nu mai ești implicat într-o activitate foarte susținută acolo, îți oferă un alt avantaj. Mai mult timp cu familia, descoperi lucruri pe care le făceai mecanic până atunci și de care nu te bucurai la adevărata valoare a momentelor. Îți dai seama că trece timpul și lucruri pe care le considerai extrem de importante, de fapt, sunt efemere. Ce e important sunt acești oameni extraordinari de lângă tine, soțul tău, soția, copilul, părinții, frații, socrii, oamenii care oricând și orice ți s-ar întâmpla sunt acolo. Adevărat. Așa este. Că până la urmă partea profesională și cariera sunt foarte importante de admirat și de dorit, dar în același timp exact. Familia este o prioritate. Este. Și ne susține pe toți. Mulțumesc din suflet pentru acest interviu, dragii mei, vă pup și aștept comentariile voastre. La revedere!